Ce daruri îi aduc, ce daruri îi aduc magii pruncului Iisus? Excelentă întrebare de Crăciun. Îți dau variante, Florin? Îți dau variante? Nu-ți dau variante. Ce daruri îi aduc magii pruncului Iisus? Știi fără variante, așa-i? Da, bă, nu ies, că știu. Hai! Ce daruri îi aduc magii pruncului Iisus? Seara celebrităților, Bogdan Blădeu, jur că stau cu ochii pe tine dacă încerci să copiezi pe cuvântul meu că te desparzi de Florin Piersic în seara asta. Băi, Nicolai, băi, mi-ai dat niște răspunsuri. Cel mai tare, Tudorică! 200 de mii, mă, premiu, mă! Există premii din astea în România, mă! 200 de mii! Auzi, asta știa. Ce, pe bani, notai 500? De asta știa că prima de 500. De asta era cu 500. De 500, corect. A rămas acolo, a dispărit. Ce daruri aduc magii pruncului Iisus? Orice creștin știe. E Crăciunul. Crăciunul. Aur, smirnă, tămâie. Asta aur. Știu precis pentru că cineva, părintele David de la Ierusalim, mi-a povestit despre Iisus atâtea încât eu, Florin, aș putea să scriu o carte. Vorbesc foarte serios. Dacă mergeți pe acolo, domnilor, întrebați de părintele David, pe care îl știu de când era copil și care știa atât de bine religia și tot ce se petrece acolo legat de Nazaret, de Ierusalim, de Betleem, tot ce vrei, de Marea Moartă, de, nu mai vorbesc despre locul unde am făcut eu baie datorită lui, m-am dezbrăcat într-un cearșaf alb și am intrat în apa Iordanului. Ori el mi-a spus mie, printre poveștile lui, cu care înnebunește lumea, și acum uitați-vă la mine și țineți minte ce v-am spus. Când am văzut că e atât de priceput și că merg pentru a 30-a oară la Ierusalim și că el i-a primit și pe părinții mei, eu sunt cel care a fost la Preafericitul Teoctist și am spus, ăsta nu trebuie să dea examen. Chemați-l la București să devină preot. Nu trebuie să dea examen, știe mai mult decât toți preoții din România. L-au chemat, a făcut facultatea și la ora când noi vorbim e preot la Ierusalim, căsătorit, are și doi copii și eu sunt nașul lui. Wow. Poveștile lui Florin! Încerc să repet eu, tămâie... Smirnă, tămâie, aur și or mai fi fost, dar eu asta țin minte. Magii. Dacă e adevăr, dacă seara, e seara de Crăciun, magii i-au adus pruncul Iisus, smirnă, tămâie și aur. Aur, da, aur, aur. Cine a dat-o în bară, Florin? Cine a dat-o în bară? Cine naște? Vlădău, hai zi. Bogdane, stai așa, Bogdane! De ce să stea? Să nu ne arată! Nu, dar de nu, ce? Nu, nu mai ca Bogdane, să o lungești, măi! Așa. Bine, să nu mai lungești, să mai rămâi cu Piersic aici puțin. Smirnă, smirnă, aur. Tămâie. Te iubesc, mamă. La revedere, Bogdan! Bravo! Bravo. Smirnă, aur și tămâie. Seara de Crăciun, mulțumesc, Bogdan, la revedere! Seara de Crăciun, să scrie, te iubesc, mamă! Frumos! Ce n-aș da la televizor cu s-o mai am și să pot să-i spun atât, te iubesc, mamă! Bravo, haide, tu, Ionela, zi și tu! Ionela! Hai, Smirna. Nu mai râdeți, nu se poate, hai că ne vedem în culise! Aur, Ionela și tămâie. Păi te luați în... pe toate? Da, bă, tu taci din gură, Nicolae, să ne fotografiem, așa au zis. Bă, tu să taci din gură, că la ce răspunsuri ai dat cu Vlai, cu tău, mă, stai acolo, nu mai zici. Ionela, smirnă, aur și tămâie. Sunt 60 de milioane în joc în seara asta de Crăciun. 60 de milioane. Sărbători fericite. La revedere. Uleu, 2, 4, 6, 8, 10, 7. Dacă dai acasă, ai câștigat seara. Laura, hai. Stai așa, Laura. Ia-o încet, Laura. Manager de fermă? Dar tu de ce o tragi așa, așa de mine? De ce nu pac, 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 pac? Pac, pac, Laura, pac, hai. Pac. Arată-ne! Arată-ne, Laura! Smirnă, aur și tămâie! Hai, mă, fetița tati, mă, că dar nu-i nicio proveste! Mir, tămâie, aur! Bravo! 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 Bravo. Oh, excelent! Ne-ai uimit pe toți, Laura! Bun asta, a mir! A rămas gură cască! Mir,
Foarte bine, mir, tămâie, corect, foarte mir, bine. Așa e, mir, bravo. Așa e. Bă, nu curiozitatea noastră, ia arătați-mi, Tudorică! Ia măi, hai Tudorică! Smirna, aur, tămâie. Tudor, bă. Bravo, Tudor, bravo, mă arătați-mi, exact. Aur, smirnă și tămâie. Eu cred că le-am spus eu lui. Mir, Paul, mir, steaua, aur, smirnă, bravo, Crina. Bine, mă, Nicolae! Bravo, Nicolae! Donor pe lui Nicolae, de astăzi îi schimbăm numele. Îl cheamă Nicolae Tan. Îi spunem Aurel Bright. Întrebări! Dați-mi întrebări! Ascultați!